Unul dintre cele mai luxoase și elitiste spații de teatru și film din sud-estul Europei, grădina Alhambra, se redeschide după aproape 30 de ani. Teatrul Elisabeta a anunțat începerea seriilor de evenimente culturale găzduite în grădina Alhambra, care anul acesta sărbătorește 105 ani de la inaugurarea ei în 1916. Grădina Alhambra face parte dintr-un ansamblu de monumente istorice, alături de fostul cinematograf Capitol. Cele două spații au avut momentul lor de glorie în perioada interbelică, atunci când se numărau printre cele mai râvnite locuri de petrecere în timpul liber. În prezent, ansamblul se pregătește să intre într-un amplu proces de reabilitare, care va păstra arhitectura originală. Doar am făcut reparații acum. Se va face un proiect amplu de reconsolidare, de reamenajare și pentru cinematograf, pentru că acolo facem o sală de teatru, care este dincolo de scenă, în spatele scenei. Ne-am străduit să-i dăm drumul anul ăsta, pentru că împlinește 105 ani. Avem primul concert cu Ad Libitum Voices, vineri avem un concert cu The Cuban Project. Toate lucrurile sunt deja vândute. Grădina de vară Alhambra și-a făcut apariția pe harta culturală bucureșteană în anul 1916. Construită în stil eclectic după planurile arhitectului Nicolae Nenciulescu, cel care a lucrat în perioada interbelică și la Palatul Regal, grădina a fost proiectată ca un veritabil templu al artei. A fost deschis în 1916, după ce s-a deschis cinematograful Capitol 1912. Cântat aici Maria Tănase, Fărmița Lambru, nume celebre a fost Constantin Tănase, sketch-uri și tot felul de lucruri. Încercăm să facem, ok, cu adaptările moderne, același lucru pe care l-au făcut cei care au gândit această grădină. Dai mai lung al dorului, dai mai lung al dorului, că la gorj te duci și vii. În anul 1948, ansamblul cinema și grădina de vară Capitol este naționalizat de regimul comunist și în 1960 este redenumit. În 1991, acestea intră în administrarea regiei autonome a distribuției și exploatării filmelor, iar la scurt timp ambele sunt închise și din acel moment nu s-a mai făcut niciun fel de investiție.